Manifestările organizate la deschiderea noului an pentru școala post-liceală sanitară din Slatina au început cu imnul României și cel al Europei. Este pentru mine o onoare și o cinste, în calitate de director în funcție, să vă spun bine ați venit celor care ați trecut examenul de admitere pentru anul școlar 2018-2019 și, bineînțeles, bine ați venit celor din anul 2 și anul 3. Suntem o școală care ne dorim calitate. Pentru toți cei care ați ales să deveniți asistenți medicali, fie că veți fi generaliști, fie că veți fi asistenți medicali de laborator, fie că veți fi asistenți de farmacie sau asistenți medicali balneofiziochinetoterapie, aveți asigurarea noastră că între colectivul de cadre didactice vă vor împărtăși tot ceea ce ei știu. Pe parcursul peste 25 de ani al acestei unități de învățământ, a oferit posibilitatea multor persoane de a se încadra într-un loc de muncă frumos, curat, cald și plin de satisfacții. Noi vă așteptăm cu drag la Ordinul Asistenților după absolvire pentru scrierea în registru unic și să ne întâlnim la locul de muncă ca asistenți medicali. Succes în continuare! Să știți că ați făcut o alegere foarte bună. Asta o să o vedeți pe parcurs cei de anul 1, cei de anul 2 și 3. Bănuiesc că deja ați acumulat cunoștințe de la cadrele didactice care deja cu tot profesionalismul v-au dăruit tot ceea ce dumnealor au dobândit de-a lungul carierei didactice. Elevii care au încheiat anul școlar cu media 10 au fost premiați de conducerea unității de învățământ. Am ales această școală pentru că este una dintre cele mai bune, totodată nefiind cuplată și m-am gândit că chiar dacă ai o vârstă, poți să continui la orice vârstă, nu neapărat să fii tânăr. Ce vreți să faceți mai departe? Să lucrez într-o farmacie. Cei care abia au început cursurile sunt încrezători că la finalul școlii vor schimba ceva în sistemul de sănătate. În primul an la asistent medical generalist. De ce ați ales această școală? Fiindcă îmi place să ajut oamenii și m-am gândit că poate vor reuși să fac o schimbare în sistem. Pentru anul acesta s-au înscris 251 de candidați, dintre care 140 au fost declarați admiși. Au fost declarați admiși, deci cu plan de școlarizare realizat 100%, 140 de candidați. Mai avem o clasă de taxe, unde s-au înscris, au rămas prin prima opțiune în jur de 50 de elevi, astfel încât școala post-liceală sanitară se poate mândri că în această toamnă și-a realizat integral planul de școlarizare. În anii trecuți, elevii școlii sanitare post-liceale Slatina au participat la diferite stagii de formare în străinătate și anul acesta va fi un astfel de proiect, dar și în anii următori, pentru ca la finalul studiilor elevii să fie bine pregătiți pentru specializarea pe care și-au ales-o.